Cât are PNL în sondaje acum? Ultimul pe care l-am văzut are 18,5. Cred că de altfel a și fost publicat, nu e al nostru, e un sondaj făcut de un centru, cred, nu știu dacă nu, de pe la Cluj. Am văzut ieri alaltări circulate cifrele și bat într-adevăr cu ale noastre. Cât de fermă e decizia de a demisiona din fruntea PNL dacă partidul nu obține 20%? E foarte fermă și e foarte simplă. Irreversibilă. Fără... Este irreversibilă, dar nu e atât de dramatică. Fără răzgândiri? Nu, nu, fără răzgândiri, pentru că nu sunt decât în propaganda Antena 3 și RTV. Bun, nu mai zic B1 și restul evenimentul zilei, că alea sunt bașca. Alea, toți, sunt, alea sunt tradiționale. Chiar toți sunt propagandă. Mai fac unii și presă. Nu, eu vorbesc de linii, okay. Așa că se mai suie unii în mașină cu alte gânduri, asta e altă treabă, mai merg cât o stații. Nu m-am răzgândit în legătură cu multe lucruri și chiar nu vine unul în minte. Da, dar e un lucru simplu și care nu trebuie, eu înțeleg de ce el a fost, eu l-am spus așa întreagăt, a fost un mesaj pe care am vrut să-l dau într-o discuție despre ținte, despre cum ne organizăm această campanie, am un fel de apropo. Și am fost întrebat de scorul ăsta, n-am spus, eu am spus că ținta e alta. După aceea, sigur că s-a făcut din asta o temă de campanie. Toată lumea stă cu pixul în mână și parcă, se uită la da, cifre. De parcă toți cetățenii României și așa puțin interesați, din păcate, de toate aceste alegeri europarlamentare, ar avea drept miză dacă pleacă Antonescu sau nu pleacă. După aceea s-a răstălmăcit, adică povestea asta a fost privită aproape ca un fel de sinucidere, că, nu știu, pur și simplu depun mandatul de președinte și sigur că dacă îl depun, o să ne organizăm în așa fel încât altcineva să preia chestiunea asta. Dacă nu înseamnă, cifrele nu înseamnă astea, că ies din... 18,5, nu înseamnă că foarte aproape de momentul depunerii mandatului. Da, de ce credeți că îl privesc cu spaimă, poate îl privesc cu ușurare? N-am spus prin asta cum se răstălmăcește și după aceea nici că mă retrag din politică. Se poate și asta. Nici că mai candidez sau nu mai candidez, sunt alte subiecte. Am spus că din calitatea de președinte, deci vrând nevrând manager al partidului, pe o operațiune foarte concretă, cum le-am cerut și altora, mă voi supune și eu acestei grili. 20%. 20%. Nu se modifică cifra. Nu, cum se modifice cifra? Suntem la... Păi nu, dar credeam acum că dacă aveți 18,5 în sondaje, mai coborâți un pic. Dom'le, demisionezi la 16% sau... Aici a dorit să mă jigniți și nu știu de ce faceți asta. Nu. Încercam să vedem dacă nu reevaluăm pozițiile, pentru că politica românească e o politică a reevaluărilor, după cum bine știți și dumneavoastră. Nu. Cred că a fost intenția mea mi s-a întâmplat asta cu mine. Nu dăm și nu... Stați puțin că nu e niciun fel de nenorocire. Probabil că nu o să se întâmple. Dar n-are rost acum să afundăm în pronosticuri. Dar și dacă se întâmplă, repet, nu e nicio nenorocire, nici pentru mine, nici pentru PNL, nu se întâmplă nimic, n-am spus că plec din partid, n-am spus că plec din politică, pur și simplu, trage niște concluzii pe ele. O trebuie să ia 20% acum, pentru că, cel puțin în viziunea mea, și pe asta am încercat să o insuflu și altor colegi, noi putem să facem politică în PNL așa, dumne, ciugulim și noi ce ieși, că vedem după aia cu cine facem guvern. Dacă nu cu Băsescu, cu PSD-ul, dacă nu cu PSD-ul, cu Băsescu, mai vedem, nu? Eu am pornit și pe tot acest mandat de 5 ani, din care 4 am fost în opoziție, am pornit pe o anumită idee, pe un anumit proiect, pe un anumit destin al Partidului Național Liberal, destin care nu se poate împlini dacă nu atinge acum un 20% la aceste europarlamentare, când ai toate șansele să o faci. Riscul să nu-l atingeți cu Mircea Diaconu candidat, poate mai ciupește n-are, și el de pe la liberali, asta... cu Tăricianu a târnat la butoniera domnului Ponta, poate mai ciupește deci, și el din scorul PNL și vă trezi sub 20. Deci, unul la mână, Tăricianu a ciupit mult în viața lui și poate că va mai ciupi, uite, președinția Senatului, ei mai pică. Da, voturi, să ia voturi de la PNL care se ducă la PSD doar pentru că el acum este acolo ca bradul cel frumos la turci, nu se va putea. Revenind la acest 20% și la proiect, dacă nu facem acum 20%, dacă partidul nu are capacitatea asta de mobilizare, de organizare, de, cum să vă spun, încredere, atunci, sigur că e greu de făcut proiectul pe care mi l-am dorit eu și dacă nu se face proiectul pe care mi l-am dorit eu, atunci evident că e normal să mă dau la o parte din acea poziție și să adaptăm la realitate și pretențiile și altceva. Nu e nimic dramatic în asta, e ceva doar simplu și consecvent. Ca posibil succesor, dacă... Iar asta cu Diaconu este, cum să vă spun,
un tâmbălău, nu vorbesc de Mircea Diaconu, ci de cei care încearcă să acrediteze ideea că dacă va candida Mircea Diaconu, e o lovitură pentru PNL. Mircea Diaconu va lua niște voturi, nu știu câte, nu știu de unde, dar dacă PNL-ul e un partid care cade în alegeri din cauza că Mircea Diaconu a candidat independent, atunci să cadă. Nu cred ca posibil succesor în situația, dacă se întâmplă 20%, Klaus Iohannis sau altcineva. Sau sunt mulți, cum zic președinții. Sunt deci, mulți. Președinții, ce o să orice președinte? E o problemă succesiunea în PNL, după cum e o problemă succesiunea în orice partid din România. E o mare problemă, e o criză de lideri. Cred că nu numai în România, dar să nu ne extindem. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu PDL-ul post Băsescu, să spunem. Uitați-vă ce s-ar întâmpla mâine, nu că Ponta ar fi vreun mare lider, dar măcar sprijinit de poziția de prim-ministru, e acolo. Luați-l de acolo și imaginați-vă mâine cam cine ar fi un lider credibil, puternic în PSD. Dragnea abia așteaptă. Bun. Nu e ușor nici în PNL. Sigur că sunt oameni buni, dar de la oameni buni și până la a acredita un președinte în opinia publică și în interiorul partidului, o distanță. Cert este că în acest moment, dacă, eu dezvolt ipoteza asta, văd că vă place și dumneavoastră și eu sunt un om care vreau să fac bucurie altora. Nu mi-a dat Dumnezeu darul să cânt, să fac alte lucruri frumoase, să pictez. Uite, analizez posibilitatea. Avem un prim vicepreședinte care are toate atribuțiile de a opera în locul președintelui în absența acestuia. Demisie, boală, alte lucruri, Doamne ferește, nu s-au întâmplat. Deci Klaus Iohannis preia în acel moment conducerea administrativă și se decide partidul când și cum face un congres pentru un nou președinte. Din punctul meu de vedere, dacă am fi într-o asemenea situație, că trebuie să te gândești la toate, așa e normal, nu cred că vom fi, dar eu cred că această situație sau având în vedere durata foarte scurtă până la prezidențiale, un congres se poate face și după alegerile prezidențiale, pentru că partidul poate fi gestionat, are toată structura de funcționare, cu un prim vicepreședinte care preia toate atribuțiile președintelui.